După obiceiul creștinesc și strămoșesc în zilele premergătoare bobotezei, preoții merg la casele creștinilor cu Iordanul pentru a vesti minunea botezului Domnului nostru Iisus Hristos. Mersul cu Iordanul este o veche rânduială bisericească și presupune sfințirea caselor credincioșilor ortodoxi și catolici. Însoțiți de alți slujitori ai bisericii, preoții pornesc acest ritual încă din prima zi a anului, astfel încât până în ajun de bobotează, să poată vesti botezul Mântuitorului și pentru a binecuvânta casele tuturor enoriașilor. Cu prilejul acestei vizite pastorale, cu ajutorul unui mănunchi de busuioc cufundat în vasul cu apă sfințită, preoții stropesc prin casă și îi binecuvintează pe toți membrii familiei, lucrurile pe care aceștia le folosesc, dar și întreaga gospodărie. Gospodăria este binecuvântată, iar fiecare gazdă primește un firișor de apă sfințită din căldărușa dascălului și un fir de busuioc din buchetul preotului. Apa sfințită se păstrează, tradiția spunând că are puteri miraculoase și că este vindecătoare de boli.